și tu un like, subscribe. Salut, eu sunt Vlad Grigore și în episodul de astăzi am revenit cu seria voastră preferată, adică Insula Dramei Totale. Dar de data asta am adus o persoană care este foarte cerută la mine pe canal, anume Irina Deaconescu. Înainte să începem vlogul, lăsați-mi un comentariu pe cine să mai duc în seria asta și eu chiar o să aduc. Adică ați văzut că chiar îmi dau interesul și le scriu oamenilor și încerc să-i aduc în această serie minunată. Încă o dată vreau să vă anunț, aproape facem 100k pe Instagram, așa că după acest vlog, dacă vreți și doar dacă vreți, puteți să-mi dați un follow să mă ajutați. În aplauzele voastre, doamnelor și domnilor, intră în conferință cu noi, chiar din Cluj-Napoca, Irina Deaconescu! Gata, gata, ia uitați, deci a apărut acum în stânga mea sau în dreapta mea, nu știu, la Edita, a apărut și Irina. În primul rând, eu nu m-am mai văzut cu Irina de la Leversi, cred că. Dragi. Pentru că a stat ascunsă într-un loc acolo, efectiv, nimeni nu poate să dea de Irina, niciodată. Of, îmi pare rău, mi-e dor de voi, mi-e dor de oameni, aș vrea să comunic și eu mai mult, Ana. Mă simt ciudat că nu ești lângă mine. Da, păi asta este un fel de COVID edition, adică nu COVID, că n-are nimeni COVID. Numai fiecare de la el de acasă, pentru că Irina este în Cluj, iar eu sunt în București și a trebuit să facem chestia asta să funcționeze, așa că uitați-ne. Dacă mai pun ochii așa în jos, să știți că e Vlad acolo pe laptop, deci nu sunt nebună. Aici e Irina în momentul ăsta. Ne mai pun ochii încolo. Bine, Irina, hai să trecem la întrebări, pentru că lumea așteaptă de mult să te aduc la această serie. Spune-mi, de ce nu mai ești așa apropiată de Schivo? Oh my god! Băi, dar toată lumea are întrebarea asta. Sunt mai multe motive. Nu înseamnă că Schivo mi-a făcut ceva, nu mai suntem prietene sau eu știu ce gândește lumea că ne-am certat. Nu s-a întâmplat asta. Pur și simplu ne-am îndepărtat. Ne-am îndepărtat. Nu ne-am mai întâlnit și n-am mai vorbit. Nu e nicio dramă în spate ce își imaginează oamenii că ne-am certat. Nu e. Cred că asta era toată lumea curioasă, dacă e o dramă la mijloc, pentru că niciodată n-ați vorbit despre chestia asta. Pare rău să vă dezamăgesc, dar nu e. De asta nici n-am vorbit, că n-aveam despre ce. Toată lumea a întrebat de Schivo. Cred că am mai răspuns sau nu știu, am evitat treaba asta, că nu era nimic din ce căutau oamenii. Oamenii căutau ceva dramă acolo, să afle cearta. Pe cine ai avut crush din online-ul românesc? Înainte, bineînțeles. Din online-ul românesc? Crush? Da, adică așa ți s-a părut simpatic și ce content făcea și el ca băiat. Băi, cred că acum foarte mult timp, nu știu dacă era crush, dar mi se părea foarte cute Cristi Munteanu. He's not my type anymore. My type is Cristi. It's Cristi Manea, not Cristi Munteanu. Da, Cristi Manea. Mi se părea cute, dar era mic și era așa cutoșenie. Cred că îmi place foarte mult mintea lui Fire. Oh. Da, e o chestie, adică nu mă înțelegeți greșit, sunt măritată, stați liniștiți, dar mi se pare foarte smart, îl apreciez super mult, e un crush dacă s-ar spune, adică mi-e foarte drag de el pentru lucrurile pe care le spune și îl apreciez maxim și stimă, respect. Și chiar el reacționează la toate insulele Dramei Totale, deci sigur și ăsta o să apară marți la stream-ul lui. A, da? Ok, bun, bine atunci. Glumesc, nu-mi săriți în cap. Mamă, dar ce lucios sunt. E frumos, spuneți, e frumos. Faceți-l să aibă mai multă încredere în el. E drăguț, Vlad chiar e un băiat frumos. Nu sunt mulți băieți frumoși pe internet. Vlad e unul din ei. Din aia frumos, nu din aia care nu sunt. Când și de ce te-ai certat cu Cristi prima oară? Ok, o să povestesc, că e destul de amuzant. Eram la Untold și nu mă amintesc exact ce s-a întâmplat. Nu vedeam bine. Voi care ați fost la Untold știți recipientele alea lungi așa. Buse multe, multe și nu mai știu exact cum a pornit discuția, dar știu că ne-am certat. Știu că eu m-am pus pe plâns atunci și am fugit de lângă el. Toată lumea a alergat după mine. A fost un moment de la foarte cringe. Am căzut pe scări. M-au văzut oamenii, mă cunoșteau oamenii. M-am întâlnit cu oameni care își doreau să facă poze cu mine. Am făcut poze cu oamenii plângând. A fost foarte rău. A doua zi, când mi-au scris foarte mulți oameni, te-am văzut plângând, că ziceau că-s drogată sau ceva și chiar nu eram, gen, chiar eram foarte beată. Și e nasul să treci printr-o fază din asta când te cunoaște lumea. Efectiv, chiar cred asta. Toți certați a doua zi, nu știu ce am vorbit aseară, habar n-am. Clasează-mi următorii după preferințe, da? Diana Condurache, Maria Zvinca,
Babs și Carmen Grăbenișan. Oh my god, le-am și uitat. Ok. Locul 1, evident, Maria Zvinca. Locul 2, pe Carmen Grăbenișan nu o cunosc personal, niciodată nu. Adică ne-am mai văzut pe la evenimente, dar n-am vorbit, n-am interacționat. Pe Diana Cundurac eu știu, e super cute. O pun pe locul 2. 3, Carmen. Okay. Adică la modul în care le cunosc, nu știu. Și 4, Babs. N-am văzut-o niciodată, n-am interacționat. Pare rău. Spune-mi cel mai nașpa comentariu de hate primit de când ești mamă. Mă și enervez dacă mă gândesc care maică mi-a grijă de fetiță și că eu n-am deloc grijă, că nu o țin bine, că nu fac bine, multe chestii de genul ăsta și nici nu vreau să mă gândesc la ele că e atât de rău, adică mă enervează atât de tare comentariile legate de mine ca mamă sau de copilul meu, nu vreau să intru acolo, vă urăsc. Felul în care tu faci lucrurile, efectiv lumea are o părere, nu că toată lumea are o părere, efectiv. Bine, să vă dau bloc, de fapt vă și dau bloc, așa arată lista mea. Tic. Toată lumea ia bloc. Să sărim și la niște întrebări puse de oamenii de pe Instagram, în caz că nu ne urmăriți, Irina SSW și Vlad Grigore pe Instagram. Ok, Irina, hai să vezi ce a întrebat publicul. Mădă te întreabă, ți-a plăcut vreodată de vreo fată? În ce sens? Dacă am simțit atracție sexuală? Da, în zona aia. Bă, nu, dar îmi plac așa femeile, nu știu. Îmi plac așa femeile. Îmi plac femeile, le stau, mă holbez la astea care îmi plac, care sunt pe stilul meu, mă holbez ca o disperată și fac... Oh. Ce frumos e. Adică îmi plac femeile, nu în sensul de a avea relații cu ele, dar femeile sunt mișto rău de tot. La mulți ani de 8 martie, chitul meu. Unde-s florile? Care a fost inspirația numelui fiicei tale? Păi mi-a venit într-o zi Victoria, când m-a întrebat ceva cum o să o cheme, am zis Victoria și a rămas. Acum toată lumea zice că joacă Cristi fotbal și de aia Victoria, dar n-are nicio legătură. Mami, ce frumoasă ești! Uite-l pe Vlad, mami! Nu știu unde se uite, că vede telefonul. Victoria, cu cine ne-ai vrea să faci o colaborare? Ia zine! Am uitat să vă anunț că sunt pe telefon acum, de aia mă vedeți. Așa, îmi pare rău. Irina, tu ai copil, eu nu pot să realizez încă. Eu încă șocat. Anul trecut eram la Never See. Da, voi nu știți, funny story. De fapt, nu e fan istorie, mișto story. Vlad a fost acolo în momentul în care l-am cunoscut pe Cristi. Era acolo de față și a văzut toată chimia și toate inimioarele alea în zbor. A fost acolo. De cine din online te-ai luat ultima dată? Păi nu s-a întâmplat atât de des, adică mai deloc. Dar am pus pe stories ce făcea nebunul ăla, Arman, nici nu știu cum îl cheamă. Am luat de el, nu știu dacă m-am luat de el, dar i-am atras atenția că nu e ok ce se întâmplă și am încercat să le spun oamenilor, bă, nu mai urmăriți pe ăsta, că e greșit, e atât de greșit. Evident că mi-au sărit oamenii în cap, evident că există în societate oameni care susțin astfel de specimene. M-am enervat foarte tare de foarte multe ori pe el. Ăsta, cam atât, în rest. Bă, ăsta chiar nașpa rău și chiar nu înțeleg. De ce susține comunitatea așa ceva? Se explodează capul când m-am luat de el. Îmi zice, nu mai știu, făcuse ceva experiment cu oamenii străzii. I-am zis, bă, nu e ok ce faci. Și îmi scrie, măcar eu fac ceva, fă și tu. După aia lumea îmi scria în comentarii, dar fă și tu dacă vrei treaba. Bă, ceva nu, gata. Bă, guys, cam asta a fost și cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut. Ea a fost Irina, îi mulțumesc super mult că a venit aici la Insula Dramei Total. Lăsați-ne un comentariu pe cine să mai duc la seria asta. Un subscribe, vă rog, și la Irina. Un follow pe Instagram, Irina SSW. Follow la Grigore pe Instagram. Mă simt Dorian Popa. Și o cafeluță și aia. Vă mulțumim! Dați follow lui Vlad să mai fac multe insule pe aici, pentru că mie îmi place drama, chiar dacă îmi place să mă bag în ea și aș mai vrea să văd și alți oameni. You're a watcher, not a player. Da, efectiv. Vă pupăm, ne vedem data viitoare. Ciao! Și parcă sună bine, simt că nu-ți vine să te mii și să dai din picior, să dai click pe buton.